Bună și bine ați venit tuturor și o să joc un turneu din ăsta cu 55%. Dacă faci 55% înseamnă că primești $1,50 și pentru cei care au văzut deja filmul precedent ați văzut că am pierdut deja $1. În filmul în maghiară, deci înseamnă că chiar și în cazul în care o să fac $1,50 sunt pe minus, deci dar ar fi un început și oricum aș dovedi pentru stați un pic să fac un pic curat aici, da. 52,5 și în română dacă aș face mai mult înseamnă că română e o limbă mai logică sau nu știu ce ar însemna, dar în orice caz o să răspund o cupă sau două cupe, știu că e o saltare, nu știu exact. 17 plus, totuși n-am 17 plus. Hai. Unul fără. Știu în mod sigur că o să fie cel puțin 50% din oameni care o să zică 3 fără, dar să facem un pic mai normal 4 cupe și vedem ce iese. Aha. Dar ideea e să joc în pasul ăsta de trefla, să las dama să curgă. Aha. Și atunci pot să arunc carale pe trefla. Și dacă onorii de pică sunt împărțiți, înseamnă că pot să joc impasul. Deci dacă dama e aici și valetul a fost aici, înseamnă că am o poziție de impas. Așa, scotatul. Nu sunt 5-0. Feste bună sau proastă, depinde. Așa, ultimul atu. Și joc impasul ăsta de trefă. Chiar dacă nu stă. Și acum vine întrebarea ce s-a întâmplat. Dacă. Nu știu ce s-a întâmplat, dar. Hai să vedem. Da, deci, bineînțeles că nu trebuie să acopere dacă are popa. Popa de trefă. Pot să încerc impasul ăsta de pică. În cazul în care. Atacat de sub damă, dar nu, din păcate. Și acum înseamnă că am restul de vatelor. După asul ăsta de caro. Am restul. Tablează făcute plusul. Am văzut că în versiunea asta în română sunt o grămadă de cuvinte cu litere mari și sincer nu știu de ce. Asta, în germană, deci filmul în germană încă nu l-am făcut, deci nu știu exact de ce, dar hai să vedem dacă sunt sau nu peste 40, peste 55. După cum v-am zis, sunt niște oameni geniali care au fost în 3 fără. Da, e cam greu, nu știu. Da, uite. Două trefle, cică, da, uite, Santa Fe. Jucător de clasă mondială, da, din Colombia. Da, poate, nu știu, să împiedice atacul de trefle sau ceva de genul ăsta. Unul fără, deci am 15. Și nu o să fac super accept nimic. Patru fără, uite. Deci asta e invitație cantitativă și eu am fit în 5. Ai, o chestie faină. Am o mână destul de mizerabilă destul de penibilă pentru fără atu sau pentru orice, deci am 15 de as, 15 urâtă. Pe de altă parte am fit în 5, deci nu știu. De 15, 17, 18 minus, deci nu spune absolut nimic despre mâna mea. Asta e cică 16-18 și celălalt a fost maxim 18, deci practic e aceeași mână. Nu știu ce să zic.
Nu știu. Habar n-am. Deci 13. Și cine? Cum te-a apucat să zici 4 fără cu 13? Bine, pot să zic 5 cupe, dar și 5 cupe cam se cam pică din câteva, deci nu prea se fac. Ok, felicitări, uite. Nu mă mai plâng, dar felicitări, Gib, uite. Deci astea sunt ultimele mele înregistrări cu Gib, deci nu se mai poate așa, deci e cam, totul e cam la mișto, nu știu cum să zic. Pot să joc o treflă mică. Asta e prima dată. Da, prima dată scot caralele. Așa. Preiau un nou aru. Și o treflă mică la 10. Ok. Ce bat eu? Cu asul. Da, știu. Stai liniștit. E ok. Da, 10-le și poate are el popa și atunci ai numai minus 1. Bineînțeles că n-are și... Uite, minus 2. Bine, frumos, frumos, partener, da. Mersi. Te iubesc. Ok, ce se întâmplă aici? 6 cupe minus 2. Da, știu. Pot să deschid și cu unul fără, și cu o cupă. Da, eu da, sunt conștient. A, și dacă face super accept, n-are niciun rost, deci n-are niciun sens, nu? Dacă fac eu super accept, înseamnă că nu mai jucăm slam. Dacă nu fac super accept, jucăm slam, uite. Ok, un carou. Trebuie să fac cumva 5-5% și încă nu știu cum, deci... Nu știu, hai, așa, 5 carale. Dai. Habar n-am, nu știu. Da, de ce am zis 5 carale, poate? Pentru că știu că uneori nu mă contrează și știu că... De obicei când zic manșa în zonă, de obicei le fac sau în orice caz sunt pe aproape, deci e ok, deci și ăsta 3 carale e un pic la mișto, dar știu că, deci, într-un fel, da, deci e ceea ce scrie acolo, deci dar nu știu, deci pot să zici 4 carale, nu? Ce ți se poate întâmpla, nu? Aici 6 carale cu singleton, nu? Nu, mă rog. Așa, deci pot să fac minus 1 dacă trefla asta. Așa, nu știu. Pot să fac așa, uite, asul. De fapt, nu știu, deci puteam să mai scot. Hai, dă-i în pas. Asta e. Deci n-am vrut să joace pica. Ok, hai os. Nu știu de ce, dar îs minus 2, dar necontrate, deci totul e ok. Și le făceau, n-aveau niciun rost să nu facă, deci dădeau numai un carou și două trefle, nu? Nu puteam să dau niciun tai sau nu știu ce partenerului, deci ar trebui să fie un rezultat ok, cel puțin. Nu știu, dacă aș face și în mod normal așa ceva, să zic 5 carale cu un fără atu slab, ca și ăsta, dar nu, deci în mod normal nu, dar așa, 8,7,5, deci sunt peste 50, dar vorba e de 5,5, nu de 5, de 50. 50 poate să scoate oricine, deci
Chiar și eu, în limba maghiară. Așa, o trefă ocupă, da, două cupe. Hai. Trei cupe, asta e invitant sau ce? Dacă e invitant, de ce nu? Se schimbă locurile pentru că jucătorul o să de... A, pentru ca jucătorul o să devină declarant. Da. Se schimbă declarantul ca jucătorul o să devină declarant, nu? Pentru ca să... A, dar se poate și așa. Mă rog. Patru cupe se joacă de că joc eu. Atac de cupă. O să dau o cupă. O cupă, o treflă și ceva de genul ăsta. Trebuie să joc pe treflă în orice caz. Acum... Deci în primul filmuleț nu prea am făcut mare analiză, deci ar fi... Aș trișa dacă aș începe acum. Așa. Deci trebuie să încep cu trefla acum. Deci am văzut că cupa n-a stat. Asta înseamnă că trebuie să joc pe cupa, pe trefla. Da, nu mai vine mort, nu? A, ba da, vin, nu e nicio problemă. Nu știu dacă le-am jucat bine, dar le-am jucat să le fac. Adică nici asta nu știu. Știu că le-am făcut. Și asta e ceva, nu? Așa. Dacă dau impasul de pică și nu-i bine, e destul de rău. Ai așa. Uite când a stat 10 levate și ar trebui să fie ok. 4 cupe jos făcute. 69%, deci sunt peste 55 oare? Ci că da, 55,4. Deci am început deja. Și cu mâinile astea zic unul fără. Asta e. Dacă nu vă place, nu avem ce vă face. Am stat la Oradea în galerie la FC Bihor și a fost cânteam asta. Dacă nu vă place, nu avem ce vă face. Ok, dai fără. Deci chiar dacă încep, chiar dacă deschid cu 14, asta nu înseamnă că e o mână maximală sau nu știu ce. Așa, și acum, ci că suntem în doi fără și trebuie să joc pe cupe. Și întrebarea e câte cupe se fac. Dar ar trebui să fie ok. Deci, și în cupe dai două carale, o pică și o cupă. Și ar fi trei cupe. Și dacă stă cupa, fac și în trei fără aceleași levate. Diferența e că era dacă se ataca caro, dar nu s-a atacat. Așa. Și prima dată mic la valet și după aia să dai drumul la 8 ani. Deci așa se face de obicei. Și iară se vine cu trefla. Ăștia chiar n-au nicio treabă. Ok, nu știu. Așa, și asta e motivul pentru care joci așa. Dacă cupa e 4-1, totuși le faci cu o perdantă. Caro? Poate se joacă pe caro. Așa. Pot să joc și eu un carol. Încă un carol? Sau... N-a vrut să mai joace carol, deci... roboții ăștia tot timpul sunt bulversați dacă deschizi cu 14. Tot timpul și... Deci,
După cum ziceam, am făcut 150. Și au acceptat, deci e incredibil. Trei fără, deci e ok. Asta e. Asta e, asta e, asta e. În orice caz, 54%. Măcar am făcut ceva. Stai un pic. O cupă, o pică. De obicei zic două trefle. Hai să încercăm cu trei cupe, nu știu. Trei fără. Nu știu ce să zic, deci foarte dubios. Foarte puțin probabil să fie contractul cel bun, dar poate că e. Am 4 trefle. Dacă fac 5 cupe, sunt deja... E deja foarte bine. Să dau drumul și fac și joc cupă la zecar. Așa. Cupă la decar e bine dacă est are damă valet în 4. Mic la optar câștigă dacă est are noarul în 4, dar dacă are, de exemplu, damă noar XX, deci nu câștig nimic dacă joc optarul, nu? În ce cazuri câștig? Nu prea câștig nimic, nu? Dacă are noară un 4 sau ceva de genul ăsta... dacă are noară un 4, dar... Și vezi să aibă... Vezi să aibă... damă valet 10. Dar nu prea are el damă valet 10. Joc mic la zecar, cred că așa se joacă. Și cum a început deja cu pica, deci asta e o problemă serioasă. Nu știu dacă e mai bine să las să curgă sau nu știu ce, dar nu las nimic să curgă. Hai să jucăm un pic mai serios la ruperă și vedem. Nu știu, hai. Așa, trefla s-a împărțit. Se împarte oare și cupa sau? Un pic, ținem pumnii. S-a împărțit, deci totul e ok. Înseamnă că arunc toate picile astea. Și mai vedem dacă jucăm și în pasul de Carol. E greu să cred că e bine, dar acum nu știu dacă... ok, deci problema s-a rezolvat singură. Așa, alte mese. Tot e ok, 75, deci trebuie să fiu peste 55, dacă nu mă înșel. 55 fix, deci... 58, ok. 55 fix era înainte, deci... procentajele astea tot se schimbă, că tot vin rezultate noi. Deci asta e chiar live. Ok. O treflă. Am încercat odată și un carou cu o mână de asta și partenerul a sărit la 3 carale cu trei cărți. Și am fost într-un fit 3-3 în loc de 5-4 sau ceva de genul ăsta. A fost o chestie faină. Așa, am fit, partenerul vrea să joace manșa. Nu știu, să zic 4 sau ce, nu prea îmi vine să cred că e ok. Hai că sunt totuși 4-3-3-3. Adică să dau dovadă de maturitate și toate alea. Așa, ci că popa de pică s-a atacat. Mă trebuie să mă gândesc un pic. Deci faza faină, deci pot să amân, știi? Deci dacă amân aici, um,
Da, e cel mai bine să amând. Poate joacă trefla. Dacă joacă trefla, joacă trefla. Asta e. Dacă joacă caroa. Da, de aia, știi. Acum, totuși e un pic mai bine. Nu e mult mai bine sau nu știu ce, dar asta e un pic. Ce a întors? Pătrarul? A, și ce? Și acum o să taie sau ce? A jucat pătrarul. A, care singleton de caro? Hai că nu are singleton. Nu prea cred. A avut dama în 3, nu? A, ok. Asta e, asta, levate la astea le dădeam oricum. Acum, întrebarea e ce știu despre cupe și... A, ok. Eu nu prea știam nimic și nu prea am aflat nimic. Așa. A, dacă are singleton de trefla, acum trebuie să joace în tai de fosă, dar nu are cum să aibă. Așa. Și am intrat odată, frumos. Măcar n-am intrat de două ori. Ăsta trei cupe n-a fost invitat, nu? De la, nu. Păi atunci bine că n-am zis nimic. 3 cupe minus 1. 5-7, un pic mai bine. Deci totuși peste 5-5%, dar sunt deci dacă fac un dezastru, deja am picat sub 5-5%. Poate chiar irreversibil. Așa, ci că o pică. Nu o să deschid unul fără sau alte tâmpenii. Și acum, da, am o problemă. O pică două pici. De obicei, dacă nu știu ce să fac, ori zic 4, ori pasez. Și acum cred că o să pasez. Și că ce? Pas e third hand opener. Nu știu. A fost o chestie faină acolo, dacă vă uitați un pic înapoi, o să vedeți. A fost ceva haios. Așa, și am ratat o manșă. Uite, ce frumos. Manșele ratate sunt un fel de hobby. Dar n-aveam cum să știu, deci... Și nu prea îmi place să... licitez manșe de astea. Bine, puteam să întreb cu trei trefle sau cu trei nu știu ce, da. Așa, și pot să tablez deja. O levat-o mai puțin. Și să fie un mare 0, un bot, uite, 23, 24. Nu știu ce să zic. Da. Cred că dacă număram perdantele, sigur erau destule pentru 4, dar nu știu ce să zic. La echipe ziceam și eu 4, da. La pereche am zis și dacă fac 170 o să am un rezultat bun. Ceea ce nu-i deloc așa, dar... întotdeauna ai o grămadă de scuze pentru a sublicita. Deci, întotdeauna poți să găsești dacă vrei. Și acum nu știu dacă trebuie să zic două trefle sau o pică. Că zic două trefle, ce e asta? 11 plus. Că zic două pici. Așa, forcing până la 3 fără. 3 cupe, asta e ce? A patra sau? 3 fără. Alții ziceau o pică și după aia trei fără și ascunzeau toate informațiile relevante. Nu știu dacă e mai bine sau mai rău, dar pot să iau asta în morți și să joc optarul. Cred că trebuie să dau drumul la optar sau să preiau cu zecarul. Și să câștigă dacă est are dama în 3. Bine, dacă jucați așa agresiv, o să o luați. Nu știu cum v-ați gândit. Aha. Și cum pot să încerc pe pică? Aoleu! Sunt atât de multe variante. în orice caz, dama de pică trebuie să vă luați, deci atunci
Poate mă ajută cumva Ghibu. N-a vrut. A, dar e cel mai simplu așa, da. E cel mai simplu așa și uite că am făcut tot. Le-am făcut, da, le-am făcut cumva, dar 99%, 99% aveam șanse pentru plus 1 sau plus 2 sau... A, uite, două trefle contra trebuia să joc. Că ziceam... Da, bine, 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 bine. Dacă ziceam o pică, intervenea vestul cu două trefle, în mod complet normal, deci un anunț normal, dar un anunț pe care nu mai poți să faci dacă sudul a zis două trefle. Deci, încă o dată, dacă le citesc civilizat, ești pedepsit. Deci. Mă rog. 50% și acum am nevoie de un finish extraordinar ca să fac ceva, ca să reușesc ceva. 3 fără justă. Măcar dacă făceam plus 1. Nu, no, bine. Ce asta? 19 am, dacă nu mă înșel. Pot să deschid o pică și după aia 3 fără. Dacă e. Puteam să deschid și 2, și 2 fără, dar mai degrabă joc o pică dacă partenerul e foarte slab. Și asta e singura mea venire în mort. Deci trebuie să mă decid ce fac. Cupa nu prea are sens. Da, nu știu. Uite, am 6 levate și trebuie să o fac pe a 7-a, cumva. Nu știu, hai, trebuie. Da, dacă ar fi avut asul, poate juca, nu știu. Un pic aproximativ ceea ce zic acum. Un pic așa, uite că avea asul și n-a sărit. Deci ce știm despre puncte? Știm, deci și estul. Eu aveam 19, deci știu că amândoi au mai puțin de 19, ceea ce știam oricum. Estul avea asul de treflă. Probabil n-are asul de carol. Asul de carol. Și acum trebuie să joace cupă. Ceea ce înseamnă că probabil o să fac o levată de cupă. I-am ghicit greșit, deci nu o să iasă bine oricum. Hai, te rog, nu te ia. Ok. Și asta chiar n-am cum să le joc greșit, că valetul de pică a ieșit deja. Așa, 12. Un carou. Două pici, hai, patru pici. 45%. Ați au făcut ce? Plus 1. Au făcut și 2 fără, ceea ce... Da, nu știu. Este avea 2 ași, nu-i frumos. Așa, păi o să dau două trefle și o cupă aici. Nu, nu prea am ce face. Greu de crezut că o să intre cumva în eroare adversarii. Da, pot să tai niște carale. Ce a fost atacul? Nu mai știu. Așa. Mai tai un carou, cum poate să vină în dublu tai, dacă vor. Dacă cineva n-are trefle deloc, deci asta înseamnă că... A, dar nu, că și-au dat fi deja, deci... Au găsit cumva soluția a problemele puse de mine. Au venit acum în dublu tai, dar e un pic prea târziu.
Asta nu o să mă ajute, dar m-a ajutat un pic, deci. Totuși am o mică speranță. 2 cm de speranță. Plus 1 au făcut unii și trebuie să văd. Hai că pe asta chiar trebuie să văd. Cum ați făcut plus 1? Așa. Scosatură. Și ce? Așa, popă de cupă și acum n-a venit trefla sau ce? N-a întors trefla. Ba da, și acum, în loc să vină cu un cotrept, l-au venit altceva. Și de ce? Ce, că a amânat declarantul, sau? Hai că asta e bună, mă rog. Așa, o cupă și vedem. Deci am totuși o mână distribuțională, o să fie niște artificii extraordinare aici. Așa, deci am un manco, să zic mai așa, și vedem ce prindem, ce pescuim de acolo. Așa, deci nu prea e mare lucru de făcut. Da, o să pierd o treflă și probabil o cupă, nu știu, depinde. Pot să, da, nu prea fac eu nicio eliminare aici. Așa, așa. Hai, da, mă. O eliminare. Șeptarul de cupă e mare deja. A, da, și acum, da, e o întrebare, da. În principiu poți să pierzi și două trefle. Astea două trebuie să le tai în mort. Uite ce. Pot să prind dam un valet undeva și dam un valet în patru undeva. Deci le joc așa. Uite, le-a acoperit. Ceea ce e veste bună. Nu tai, în altfel era numai plus 1, așa, plus 2, dar nu știu dacă e destul, că totuși, cred că oricine le făcea exact la fel. Mă rog, ultima donă, 65%, nu cred că e destul să ajung peste 5-5, dar se mai schimbă procentajele, deci asta e speranța. 6 cupe, mi se pare totuși un pic la mișto. 64, 53% am numai și ăștia doi au murit, deci nu prea o să reușesc nimic, deci iarăși sub 55% am terminat, dar peste limba maghiară, deci clasamentul se schimbă și da, 53,2%, da. Opresc înregistrare un pic și revin. Nu trebuie să opresc nimic. 53,2, deci iarăși n-am câștigat nimic. Dar limba română a câștigat un pic. Da. Deci limba română a câștigat un pic împotriva limbii maghiare. Deci asta e ceva, nu? Deci. Ok, deci revin imediat cu olandeza. Da.